Vorba cel mai scump echipament este un microscop electronic de baleiaj care are foarte multe funcționalități pentru specialiști. Când spui, când pronunți această denumire acestui echipament, știu foarte bine ce înseamnă. Pentru, să zic, nespecialiști, aș putea să vă spun că acest aparat permite determinarea structurii materialelor la cel mai mic nivel. Și ca să pot să vă dau așa o imagine în ordine de mărime, gândiți-vă că putem vizualiza cu ajutorul lui dimensiuni care sunt de un milion de ori mai mici decât un milimetru. Deci ne apropiem aproape de dimensiunile corespunzătoare atomilor. Deci vă dați seama la ce nivel lucrăm și după cum orice proces din industrie, indiferent de industria de care vorbim, se bazează pe faptul că trebuie să știi ce poate să facă materialul pe care îl folosești, a avea un asemenea echipament ajută foarte mult. Deci acesta este un exemplu de echipament, dar există o serie întreagă de alte echipamente care ne permit să analizăm într-un timp scurt și complet produsele petroliere și vorbim mai și de combustibili. Avem echipamente care ne permit să determinăm calitatea alimentelor, pentru că mai nou, în cadrul facultății noastre, funcționează și o specializare care se referă la acest lucru, controlul și securitatea produselor alimentare. Putem determina metale grele, putem determina pesticide din alimente. Deci sunt foarte, foarte multe echipamente. Aș putea să vă spun că numărul lor este undeva de peste 360 de echipamente, de tipuri de echipamente, pentru că unele dintre ele le-am achiziționat și 2, 3, 4, 5 exemplare. Deci numai tipuri de echipamente sunt peste 360.